în sistemele de afaceri sănătoase, da, în afacerile sănătoase, motivația intrinsecă a oamenilor care lucrează în acea afacere se construiește prin însuși sistemul și vine ca un proces. Nu poți să găsești oameni motivați așa de la sine, ca să zic. La fel și cu motivația în slăbire. Atâta vreme cât vedem că ne simțim bine, că avem energie, că ne putem duce la bun sfârșit sarcinile, că mâncăm în linii mari chestii care sunt comestibile și relativ plăcute, nu trebuie să fie foarte bune, să nu fie dezgustătoare. Cumva, din acest proces, învățăm pas cu pas să mergem înainte și ne construim motivația, dar nu e ceva ce ni se întâmplă de la sine. Nu te trezești dimineața, vai ce aș mânca un brocoli astăzi.